Salutare dragi prieteni și bine m-am găsit aici la un episod aici de Minecraft aici. Astăzi o să jucăm o mapă de la Cezar, iar ne-a trimis iarăși o mapă. Bine vă găsesc, dragi abonați, subscriberi, chestii, tot aceeași lucru. Bine vă găsesc la un episod de Maps from Subs, mapele abonaților. Astăzi cu o nouă mapă, un nou custom map. Achievement get ok, frumos, elegant cât de cât. Avem mâncare, arme, armur, ok, mâncare, stick, hai să-l punem aici, mere de aur OP și asta sunt mere de aur, trebuia să spui mere de aur, armură, cuțit, șapă cu David, tricou, pantaloni și Adidas, ok, asta pun pe 1 și hai să mă îmbrac cu toate chestiile astea, am aici full. Cărți, info și ce mai am aici, reguli. Întâi info. Salut, numele meu este Cezar, am 12 ani și astăzi m-am gândit să creez o mapă pentru tine. Sper să-ți placă. O să vedem parcurs dacă îmi place, aici vezi canalul lui. O să pun iarăși în descriere, ca de obicei, cum fac eu. Și reguli, fără game mode 1, 2 sau 3. Game mode 2 sau 3? Știam că există, dar nu știu ce fac. Game mode 2 și game mode 3, nu știu ce fac astea. Nu sparg niciun bloc în afară de frunze de oak, pentru că sub vei găsi un chest cu 5 euro. Abonați 50 de like-uri. 50? Cam mult. Hai să încercăm 50 de like-uri. Dacă nu strângem 50 de like-uri, fac și eu ca alții, nu mai pun. Chiar era eu metod destul de ok. Dacă nu strângem 50 de like-uri, nu mai pun niciun episod de Minecraft. Nivelul 1 parkour. Nu uita de game rule. Game rule keep inventory true. Ok. Time set day. Și un parkour foarte frumos aici de la Cezar aici. Spawn point, spawn point. O să fie durere de cap cu parkourul ăsta. Deci aici shift. Aici merge și așa, stați un pic să încerc. Pare destul de ușurel. Deci nu cred că merge. Adică nu știu câte bloguri, cum se calculează, că nu prea le-am eu cu Minecraft, gen cu parkour și cu... cu chestii genul ăsta. Mai mult așa și eu, mai mult survival, o chestie, 300. De ce trebuie eu să mă încurc în tastaturi aici, în control, în alt, în shift, mă stai. Din cauza lui, sigur. Deci, ok, hai cum să mai încercăm de câteva ori, dacă nu merge. Ok. Acolo vine mai tare, nu știu, mi-e frică să sar mai tare, zic sar piste. Și când, da, ori sar piste, ori... what the fuck? Ce mai bine ca să nu mai dau așa de kill, dau game mode 1 și mă tot ridic aici sus. Oh, what the fuck? Oh. Ok, o să fie un episod destul de lung ăsta, sper să vă faceți și voi. Faceți-vă comozi, luați-vă și niște mâncărică, ceva aici, uitați-vă la episodul ăsta, pentru că o să dureze cea de mult. O să dureze, nu știu. De ce nu înțeleg? Mai fac încă o dată deja, că nu merge. Ce așa greu, mă, deci... Cum naiba? Nu înțeleg, de ce nu merge? Adică merge, vă dați seama, se poate, dar... E supra nu, adică... Ui, un bloc, mă, distanță, un bloc e distanță. Ai un bloc. Hop. Deci dacă aici dau fail. Așa. Game mode. Mode. Nu. Game. Game mode. 0. Ok. Ia o barcă.
N-am barcă. Hai că-mi dau o barcă. Știu că pot coborâ și fără. Game mode 1. Boat. Știu că pe aici era boat. Ok. Nu, nu mă dau cu minecart-ul. Game mode. Game. Nu. 0. Ok. Barcă. Ok. Ok. Ok, ok. 5 euro. Mai aveam niște bănuți undeva. Eu nu cred, adică vreau să mă uit un pic, să mă asigur. Sigur nu am ratat nimica, nu? Nu, acolo era spawn point, că este ok. Deci ne dăm un spawn point. 5 euro. Mi dau aici un spawn point. Ok, nivelul 2, mine survival. Ce ca ce trebuie să fie un chest, că chestii auc, chestii trebuie să socotele. Și o să trebuie să spar tot azi, deci, și copac. Deci, voi știți că mie nu-mi plac copacii ăștia și chiar nu știu ce mi-ați spus, mă. Că ciudați, nici nu se pot despauna ăștia, că trebuie să-i spargi scaunul frumos, cărții, că trebuie să te miști un pic în scaun. Niciodată nu am mai filmat așa târziu, chiar niciodată. Așa târziu. Serios, adică e ora... Hai să vă spun exact câte ora. Ora 2:50 de minute AM, adică dimineața. 2:50 dimineața, aproape 3:10 dimineața. Deci trebuia să faci tu așa gen un pic mai realist, ca un fel de cave, chestii, trestii, e prins? Nu aici, aici, ok. Așa. Și hai să iau coal și fer. Pac, pac, pac. Ok, hai că e bun, hai că e bun. Mă întreb cât timp ți-o luat să faci mapa. Nu zic, nu mă refer gen, bă, e super naș pe mapa, cât timp ți-o luat să faci. Mă refer și la modul general. Mapa nu știu cum arată, dar momentan arată destul de drăguț. Noi cine știe ce, adică totuși. Da, eu m-aș băga să sparg aici niște, eu, ce că ai zis că trebuie să fie, nu știu ce este aici, deci mai sparg aici, mai sus, nu mai sparg. Te-au spus cum spun el, pare că nu, parcă așa au zis cum spun el când se spar, deci, ok, dacă nu e nimic, am ajunge sus. Aș merge sus. Uite, că fac din ăsta așa și am 13 bucăți. E ceva aici? Vreau că ar trebui să găsesc 5 oiro. Hai că sparg așa și eu mai cu cap un pic, că ar putea fi aici, nu cred că e nimic, sigur. Nope. Bă, de ce mai în mijloc? Dacă e ceva, dacă nu, înseamnă că nu e nimic aici și în altă parte e ceva cu 5 euro, chestii trestii. Deci aici nu prea cred că e nimica. Ok. Așa, hai să-mi iau astea, să fac pickaxe-ul frumos, mai eram la fix, mai am două. Hai să arunc, adică nu, adică îl pun aici nu merge. Să pun asta aici și pun și asta aici. Și se iau rapid diamantul ăsta. Trei bucăți diamant. Pickaxe, rapid pickaxe. Și trei bucăți diamant. În fine. Hai să spargem obsidianul. Obsidian. Obsidian. Mă întreb oare există ceva obsidian? Adică... A trebuit să caut... Oh, bravo. Oh, mersi. Obsidian. Oare există ceva, un fel de minereu, ceva obsidian? Nu știu. Bravo, mersi. Mergi pe cărare, ok. Nivelul 3. Trebuie să cauți în chesturi și să găsești 5 emeralde. Dacă nu găsești nimic, mergi mai departe și caută alt chest. Ok. Oho, deci hai să luăm de la... Hai să luăm de aici. What the fuck, ce asta?
Hai că vine un pic să-l sparg, teoretic. Lol. Am găsit un chest, în fine. Pe aici ceva, nimica. Hai că iau pe aici, adică... Și tu nu trebuia să spui chiar așa, trebuia să stupi și tu altfel. Ca să nu dau chiar seama. Și pe aici, nu? Intri pe aici, hai să sparg ăsta. Adică pe aici nu am cum să ies. Dacă e blocul ăsta, n-am cum să ies. Așa că hai că o să sparg aici, pentru că sigur mă duc aici sub că am văzut apă. Și ajung aici și am un emerald. Deci am unul. Știu, hai că mai sparg aici un pic. Vă spus să nu sparg blocuri? Parcă o spus. Deci am încărcat o regulă. Da. Și mă duc fix unde mi-am dat eu seama. Ok, aici nu-i nimic. Cred că nu m-au îngrădit aici. Hai că iau și pe aici. Aici prin apă, pe așa, pe nimic, nimic. Ești doar dacă ai găsit cele 5 emeralde. Ok, hai că iau pe aici. Nimic. Hai că mă duc aici sus. Nimic, nimic. Pe sus, pe aici nu-i niciun chest. Adică n-ar trebui dacă am spart un bloc, ai mă. Adică, totuși. Aici, să vedem, să vedem, să vedem, nimic. Interesant nivelul ăsta cu găsitul emeraldelor. Aș da un time set day, pentru că vin mob și... Na. Time set day. Pe aici, pe aici, nu, nu, nu. Aici, pe aici, că păcărare. Întâi, aici sunt biserica asociării. Dar nu pot, înseamnă că nu, hai că nu iau, dacă nu pot să intru, înseamnă că nu trebuie să intru, cred. Dai drumul, nu intru. Pe aici am luat-o. Aici n-a fost. Acum iau aici. Emeralde, nu, n-am găsit emeralde nici aici. În chest, chest. Ai zis chest-uri, ha? Chest, chest, emerald, nu, nu, pe ce ai pune tu emerald acolo? Și nu ne-ar fi un emerald. Adică, mai caut pe acelea. Ok, două emeralde. Nu strica ușa, cumperi tu balamale. Mi-e închid ușa în față, aici nu văd nimica. Taci. Pe acelea am fost... Frumos, am fost și pe aici. Da, pe aici am fost. Oh. Am 4 emeralde, încă un emerald mai trebuie. Acolo ceva, adică, nu știu. Adică eu nu văd nimica. Nu. Bună, 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 bună. Dar voi ce faceți aici, mă? Nu știu, poate mă uit eu prea repede, dar... Bă, închide ușa. De ce închide ușa? Ceva chest pe aici? Nu, domnule, nu. Nu avem chesturi. Ce cauți, străine? Paci... Oh, am găsit emerald. Chiar nu mă așteptam. Eram ceva genul, mă, cred că aici am fost. Adică hai să mă mai duc un pic. Noroc. Noroc. Chior. Ale ipoteca pe aici, ipoteca, să mai dau un spawn point, pentru că, 2, așa, hai că le pun înapoi că am găsit 5 emeralde, deci pot zic că e mission complete, nivelul 4, the dropper, urcă, ok, asta cu the dropper, sunt destul de ok, îmi plac, spawn point, aaa, de ce? De ce să ajung acolo, aici? Aș da kill, dar parcă aș băga game mode să mă urc mai repede sus, nu știu. De ce n-am primit damage? Deloc. Adică nu mi-am băgat game mode, ați văzut și voi. Hai să încerc așa, drept înainte. Așa, oh, perfect. Pă, aici, încă niște bănuți, 20 de bănuți. Trivia, nivelul 5, trivia test. Cine are mai mulți abonați? E Rafael, Max și altele. E Rafael. Care armură mai bună? Gold, chain.
Gold? Ala, bala, portocala. Ok, ce e nume bun aparent. În ce versiune a apărut Carter 1-1-8, sigur, pentru 1-1-9 nici nu am jucat. 1-8, acum știu că e Corse Dirt, că este trestii. Bravo, încă emeralde, multe emeralde, încă 10 emeralde. Am ajuns undeva. Pune-i aici ce 30 de euro. Asta eu, mersi. După ce ai pus, mergi înainte. Hihihihi. Oh, chestii din astea, chestii din astea fancy. Time set night. Ok. Felicitări, ai terminat mapa. Sper că ți-a plăcut. Da, mi-a plăcut. Dă o notă mapei. Mai vrem mape la mine. Păi, mapa asta merită. Vorbi și cu Moldovan. Mapa asta merită un 9, zic eu. Adică vreau și eu să-mi trimiteți o mapă, nu știu, stați mai mult o săptămână, două, să fie o mapă de 10, adică să fie command blocuri super șmechere, să funcționeze, să arate și un, să aibă și un design ca lumea, deci. Îmi vei pune canalul în descriere, dar sigur, tu ai vorbit cu aia de la Mojang și au zis că într-o oră o să-l dea. What? Ce? Tu ai vorbit cu aia de la Mojang. Ce am vorbit cu ei? Și au zis că într-o oră o să ți-l dea. Ce, what the fuck? Ceva troll, chestii? David, numele meu, în fine, Cezar, îmi spui, care-i faza cu chestia asta? Adică nu înțeleg, oră, chestii, Mojang? Sigur n-am greșit asta? Nu știu, zic și eu. Lichiaba. Deci n-am avut nevoie de mâncare și nici de meriope pentru că nu mi-a scăzut nici hunger bar-ul nimica, deci cred că ai vrut să mai faci niște chestii pacite. Hai să dau un game mode 1. Să văd așa mapa mare cum e făcută. Ok, ceva easy peasy de mass squeeze, aici chestia asta cu trivia, aici de dropper. Chestia asta, aici ai pus niște din asta, cred. Ok, acolo e ceva, văd ceva. Ok, mini survival, asta barca parkour, deci asta. Și era foarte ușor, în fine, nu prea le-am eu cu parkourul, dar cu timpul, cred că aici ai vrut să construiești tu, în fine. Ce să-mi spun, cam atât a fost și cu acest, cu această mapă, acest custom map. Cred că așa e corect. Acest custom map, sper că v-a plăcut episodul. Dacă mai vreți cât mai multe episoade de Maps from Subs, trimiteți și voi cât mai multe mape să avem aici ce juca și ce filma și ne vedem data viitoare nou Map from Subs. Bye bye!